toate neamurile, de Avram până la David, sunt 400 și neamuri. De la Avram până la David, 400 și neamuri. Este 400 și generații. Da? De la David până la mutarea în Babilon sunt 400 și neamuri. De la mutarea în Babilon până la Hristos sunt 400 și neamuri. Deci, o fel de arhitectură duhovnicească, cu 3 etaje, cu câte de 3 ori câte 14 generații, da? Iar nașterea Iisus Hristos așa a fost. După ce mama sa, Maria, a fost căsătorită cu Iosif și mai înainte de a fi împreună, adică în afară, se ar traduce românești, adică în afară de căsnicii s-a petrecut această minune, s-a aflat că ea are împlânt din Duhul Sfânt, chiar precizat, din Duhul Sfânt. Nu? Iar Iisus bărbatul ei, fiind om drept, observând că ea însărcinată, nevoind să o vădească, a vrut să o lase, adică el să părăsească casa, ca să lumea să nu întâi de cum de ea însărcinată, dacă el e în vârstă. Pe când însă cu citarea aceasta, iată Îngerul Domnului s-a arătat în vis, grăind, Iosife fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, femeia ta, căci cel zămislit dintre ăsta este din Duhul Sfânt. Ea va naște fiul și îl vei pune numele Iisus, adică Mântuitor, căci el va mântui pe poporul său din păcate. Iar acestea toate s-au făcut ca să plinească ceea ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va avea în pânt și va naște fiul și vor pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. După ce s-a deșertat din somnia și a făcut așa cum s-a părășit Îngerul Domnului, a trăit pe femeia sa, dar n-a cunoscut-o pe ea. Și a pus numele Iisus. Asta vorbim între noi, nu ne gestează. Acum am să vin fără Evanghelie, Evanghelie explicește totdeauna în duminica înaintea noastră de Domnului. Dacă cineva vrea să râdă de ea, poate să spui că e cea mai plicticoasă. Pentru că ce spune? Avram a spus că cu taie. 14 generații. Iarăși, cu taie, iarăși altă 14 și iarăși altă 14. Deci de timp 14, cât fac? 42. Da. Deci 42 de fraze, fie cutare născută Ionatan, Ionatan pe cutare, Rahab, Iacob și așa mai departe. Deci preotul care citește nu simte, să spunem, ceva o înălțare și nici cel care aude. Și totuși, ea este cea mai înălțătoare. Din ce cauză? Pentru că prin această succesiune de nume, Bunul Dumnezeu vrea să ne arate că de la Avram și, dacă vezi, chiar și mai înainte, de la Adam, și Adam și Eva, după ce au păcătuit, Bunul Dumnezeu le-a dat prima veste bună. Vestea bună, Ev înseamnă bun. Angelus veste. Evanghelia, prima Evanghelie care a dat-o a Dumnezeu, a fost aceasta, că din tine Eva se va naște cel ce va zdrobi capul șoarpele. Deci, prima Evanghelie, proto-Evanghelia, înaintea tuturor Evanghelilor, în tuturor veștilor bune care a fost în omenire, a fost această veste. Nu cumva Adam și Eva să cad în deznădejde după păcatul lor, după ce a fost alungat din rai, le dă această nădejde Dumnezeu că, uite, se va naște cel ce va zăbi capul șapte, adică Mântuitor, așa cum s-a zis în Evanghelie. Are foarte mare importanță pentru credincioșii această Evanghelie, pentru că
ne arată că 5.000 de ani vreți să faceți altă diviziune, 50 de veacuri, a fost veacuri de nădejde, veacuri de suspin, veacuri de cerere. Deci, omenirea a suspinat, a nădăjduit, a cerut mereu, vino, vino Mântuitor, vino și îți dădea și capul șarpele, pe care noi nu l-am dăbuit atunci când am venit șarpele, nu? Și numai atât. Această zdrobire a șarpei nu se face de Dumnezeu, ci se face de Dumnezeu. Deci așa trebuie să facă om. Să zdrobească capul șarpele. Eva, nu? Când are șarpele. În ce moment vine șarpele la Eva? A sesizat? I-a pădit mult până s-a apropiat de Eva. Știți în care moment? În care Evei s-a părut că după, dacă faci o revoluție, ai libertate mai mare și nu mai trebuie să stea lângă Adam. Când a găsit-o singură pe Eva, nu-i așa? Deci n-a fost împreună Adam și Eva. A cui vine mai mare, a Evei sau lui Adam? A lui Adam când n-a privegheat, nu era dat să ia oricum ești. Nu? Asta ești tot, nu? Nu. Nu. Nu ești căsătorit? Foarte rău. Deci, datoria unui soț, sau cum a fost el, era să privegheze, nu? Deci el nici n-a simțit că Eva a evadat, nu? Iar a ei că a vrut să fie liber, mai liberă decât cum vor tineretul de azi, să nu asculte nimeni, nici de educație, nici de școală, nici de părinți, nici de nimeni, nici de nimeni. Deci această dorință de libertinaj a făcut-o să se sufragă de sub ocrotirea lui Adam. Această ocrotire nu e în sensul în care se înțelege astăzi Evanghelia în care la economie se spune femeia s-a scurt de bărbat. Toată zici, cum s-a scurt? Ce s-a scurt? Cine el? Nu. Când e dragoste, ascultarea nu este ca o militarie, adică autoritară și o disciplină ca zonă, ci în dragoste, această înțelegere, această ascultare este un voluntariat, o parte din dragoste, din așa, pentru că așa e cel mai înțelept. Deci, din Evanghelia de astăzi, noi, în primul rând, înțelegem că omenirea nu putea fi restaurată, salvată, decât dacă cineva din Sfânta Treime devine și om. De aceea Toma, când recunoaște pe Mântuitorul, spune Domnul meu și Dumnezeu meu. Deci aceste două firi pe care noi le reprezentăm, le simbolizăm, deci când punem aici trei, este Sfânta Treime, aceste două, sunt cele două fire ale Domnului. Deci din Sfânta Treime a coborât cineva în lume și ne mântuiască, ne salveze. Și acestea are două fire, două naturi. O natură divină și una umană. Asta e cel mai important în această prăznuire, că Dumnezeu se face om. Nu poți salva pe nimeni dacă nu ești de aceeași esență cu cel pe care vrei să-l salvezi, nu? Pentru că ar fi o epizodie așa, nu trebuie să existați. O epizodie între porumbei nu poți să vii nici ca vultă, nici ca culte, nici ca altceva. Nu ca să-i convingi. Trebuie să fii ceea ce sunt cei pe care vrei să-i salvezi, să-i mântuiești, să-i restaurezi. Părinte Stăniloae, chiar așa se denumește o carte, Iisus sau restaurarea omului. Și foarte important că Dumnezeu, sfatul Treimii, a hotărât ca unul dintre ei, și Mântuitorul a acceptat acest lucru, ca să se facă om, trup, om, și prin om să salveze pe oameni, prin chinuri, prin patimi, prin să-și ia asupra sa toate canoanele care se dau pentru faptele omenirii. Iarăși vreau să vă atrag atenția că
dat acest coborământ, teroismul chenodă, acest coborământ pe care îl face Mântuitorul, îl face în umilință, în modestie. Deci, și întruparea, și locul unde se naște, nu? Peștera, iesle, staură, nu? Toate ne fac ca să înțelegem ceea ce ne învață el mult mai târziu, când spune: învățați de la mine că sunt blând și smerit. Dumnezeu asta apreciază cel mai mult la omenire, smerirea. Smerirea nu este în sensul pe care dușmanii credinții și ai bisericii spun că este degradantă. Nu, nu e degradantă. Smerirea este justa ta evoluare la stadiul la care ești, în clipa când te evaluezi, când te verifici. Așa că și romanii aveau acest citat, acest îndemn, modest în vivere, nu? Mântuitorul spune: învățați de mine, sunt blând și smerit. În Evanghelia, tot aceasta a nașterii și atunci când fecioara a rămas însărcinată, se întâlnește cu Elisabeta, atunci Maica Domnului, inspirată de Duhul Sfânt, spune că a căutat Dumnezeu pe smerenia robii sale. Aceasta este virtutea și mai plăcută de Dumnezeu din tot ce poate să aducă omul înainte de Dumnezeu. Deci modestia, smerenia. Tot ce se poate face în creștin, cel mai mare bine decât face fără smerenie, nu mai este din voia lui Dumnezeu și nu este bine făcut din Dumnezeu. Cum Sfântul Apostol Pavel spune, chiar dacă cineva și-ar da toate averile și-ar părți la sara și avea trupul să fie ard, dacă nu-i cu smerenie și nu-i cu dragoste, atunci nu are niciun folos și nimic, nicio valoare nu are. Din această Evanghelie învățăm că această succesiune trebuie să existe de la generație la generație ca să ajungă la plinirea vremii. Mântuitorul se naște la 5.000 de ani de la căderea lui Adam, deci la plinirea vremii, când în lume a fost un fel de sincretism, un fel de amestec de idei, de credințe, nimeni nu mai știa în ce să creadă. Romanii nu mai vrea să mai creadă în zeitățile lor, greșii între lor, filozofii în ideile predecesoare sau altă filozofi, nimeni nu mai știa în ce să creadă. Și atunci a venit lumina lumii, atunci a venit mântuirea, atunci a venit cel care spunea sunt calea, adevărul și viața. A venit în această modestie ca pe om să ridice de la decăderea lui, să ridice iarăși la demnitatea de om. Să văd că Pilat era un fel de filozof când a discutat cu Mântuitorul și și-a dat seama că i-a spus că eu nu sunt din lumea aceasta, atunci când l-a scos afară ca să ceară poporului de cine se libereze, a spus: iată omul, ești omul. Deci el a înțeles bine că din unde a umblat el, datuite atât și a ajuns guvernator în această țară, nu, că într-adevăr este o pildă, un exemplu de omenire. Primul apologet creștin, Tertulian, spune: homo naturalitas Christianus est. Adică, dacă ești om de omenie, deja, prin însă știe natura ta, ești al lui Hristos. Așa a început Mântuitorul din și timpul în care s-a născut, era acel un fel de haos al viziunilor, nu? Iar nimeni nu se putea lămuri, orienta, era o dezorientare completă și în spațiu am văzut în ce condiții se naște el. Ca omul să pornească de la
această modestie ca să înalte la demnitatea lui dată de Dumnezeu. De la început, cu mărire, cu cinste, l-a încununat pe om dintre toate făpturile, nu? I-a spus că stăpâniți toate peste obitoace, peste pești, peste pată, peste toate. Stăpâniți toate. Ori omul când are un biciu devine rob, nu? Nu mai este stăpân, nu mai este împărat, nu mai este rege, nu? Fiind toți astronomi, au observat că steaua a mers cu totul aparte față de alți astri, s-au luat după această stea, au ajuns să-l găsească, nu împărat, cum era împărații pământeni, nu, cu coroană, cu putere, cu palate, și atunci și-au schimbat toată ideea, de ce în Evanghelie spune că s-au întors pe altă cale. Ei spre el au mers pe calea aceasta obișnuită a șoselelor, așa cum erau atunci, cum erau și cele bune romane, dar s-au întors acasă pe calea duhovnicească, adică pentru că au găsit acest drum smerit, au înțeles că Dumnezeu se smerește tocmai pentru salvarea omenirii și s-au întors pe calea duhovnicească ca să înțeleagă ce este calea, adevărul și viața. Acesta este începutul mântuirii. Când a început să propodească Mântuitorul, a început cu cuvintele ca și a lui Ioan Bătezătorul, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și Mântuitorul îndeamnă pe toți, indiferent de cine este, vrea să-l urmeze, așa îi spune, mergând, învățați toate popoarele, începând la semn, până la marginea lumii, nu? Povăzindu-i să păzească toate când v-am porțit Bău și botezându-i în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci, mereu repetă Mântuitorul, nu te teme, turmă mică, cu cât a pornit ea, nu? Și niște oameni simpli, nu? Pescari și cine au fost, dar așa spun cântările noastre, că de la cele smerite câștigi, cele înalte, nu cu cele modeste, cu sărăcirea de tine, de ambiții, de orgoliu, de astea, mișorarea ta câștigi cele înalte. Nu? Cam asta aș putea să vă spun în două, trei cuvinte. Dacă merg în acel direcție dumneavoastră, vă mai vorbesc și în mașină, bine? Da. Bine. Pentru că era singurul neam monoteist. Adică monoteist. Credeam într-un Dumnezeu Duh, într-un singur Dumnezeu și într-un... Acest popor avea această descendență directă din Avraam. Avraam era din părinți păgâni. De copil fiind, a început să mediteze, să judece. Se poate ca acest idol, această statuie, să fie creatorul cerului, al stelelor, al soarelui, al lunii, al plantelor, al păsărilor, al peștilor, al tuturor. Deci el, copil fiind, a ajuns la concluzia că Dumnezeu trebuie să fie peste toate ca să creeze ceva. Și numai atât, ca să creezi un ochi sau doi ochi, trebuie să ai planificat deja cum să vadă acest ochi, cum să funcționeze, nu? Ca să auzi, trebuie să ai planificat. Deci trebuie să fie un
spirit care să conceapă totul perfect, nu? Ce spune în țarne noștri, poate ca cel care a făcut ochiul să nu vadă, cel care a făcut urechea să nu audă, dar nu cu ochii de ăștia fizici, nu? Deci, a toate știutorul trebuie să vadă toate, să știe toate, să prevadă totul, deci el are crește intra din veșnicie, nu? Acest copil, uite, a meditat și a ajuns la el la concluzia aceasta. Din cauza aceasta, credința lui s-a socotit ca dragoste de Dumnezeu. Și el este începătorul credinței adevărate în lume și începătorul dragostei în lume. A avut pe acest Isaac un fiu, iar cel a avut pe Iacob, și Iacob, deci, este strămoșul lui Iisus. Pe cum tot strămoșul Iisus este socotit și David, fiul lui David, deci, din cauza asta s-a născut. Acum, pentru că mi-a spus întrebarea, aș vrea eu între noi să ne dăm o problemă. Dacă cel care este descendent ca sânge, ca rasă, ca neam, din Avram, deci este evreu. Dacă descendent din Moise și este mozaic, ați înțeles? Dacă descendent din David, ca sânge, ca neam, da. Și leagă pe cel care a venit, așa spune Scriptura, la Isaia vin și să-i nu l-a primit, nu? Da. Atunci ce mai ai în comun cu Hristos? Și mai mult, Moisei spune clar, va veni după mine un proroc mare pe care să-l ascultați. Cine nu va asculta va fi șters din cartea neamului. Deci va șters din succesorii mântuirii. Da. Dintre oamenii drepti și mai departe. Mântuitorul mereu repetă, Moisi a văzut ziua mea, Avram a văzut ziua mea, nu? O dată și-a prorocit despre el, nu? Toți prorocii, nu? Noi ne spunem în crezul, Duhul Sfânt care a găit în proroci, nu? Da. Deci, cei care susține astăzi că suntem români, și cu evreii sunt creziți în același Dumnezeu, nu are dreptate. E adevărat sau nu? Bineînțeles. El s-a rupt din linia aceasta a descendenții de credință, de Duh. Dar și așteaptă un alt Mesia. Așa a spus că așteaptă alt Mesia, nu? M-a zis să un creștin n-ai voie nu cu un articol sau cu o declarație în senat sau nu știu cum să fie antisemit. Nici cu gândul, nici să-i scriptească, n-ai voie să fie împotriva neamului acestuia care mi-a dat de Mântuitorul, nu? Dar asta nu înseamnă că te deschizi de acord cu cineva care împotriva Mântuitorului, nu? Da. Dar, după părerea mea, cred că Mântuitorul știa că o să fie răstignit în mijlocul neamului acelui. Păi cine știe? E vorba de o acceptare a jertfei în interiorul acelui neam. Dar ce înseamnă acceptarea? Acceptarea nu înseamnă aprobare. Cum să vă spun? Preștiința lui Dumnezeu nu are nimic cu predestinația. Predestinația nu e de la Dumnezeu, e de la diavol, ideea predestinației. Să vă dau un exemplu. Mântuitorul știa mai bine decât toți prorocii că Iuda îl va vinde. Da. Și știi ce spune el la cina cea de taină, după ce Iuda a fost primul care s-a împărtășit? Iuda, fă mai curând ceea ce trebuie să faci. Și mulți din neștiutori spun, păi să tu și mai vinde mai repede. Se poate ca un învățător
Învățătorul, nu? Da. Să-l dăm pe cineva, du-te și pe un patat. Poate să-l dăm, du-te și mobilie, du-te și curvește, du-te și ucide, du-te și pură, du-te. Nu. Deci nu-i du-te și mă vinde, ci pocăiești-mi mai curând. Cu asta a început Mântuitorul propovădirea, ca și eu am bătătăt. Pocăiți-vă, deci puțin timp mai ai. După știți, până de dai și mai poți pocăi, nu? Deci asta e după să îndemnă. Deci Mântuitorul știe precis că îl va vinde și că se va spăzea, datoria lui ca mătător a fost să-l îndemne spre bine. Deci unde este predestinația? Nu există. Da. Nu? Spune, fără de mine nu puteți nimic. Dar ne arată că și el nu poate, fără voia noastră să ne mântuiască. Fără dorința noastră să ne mântuiască. Nu? Eu să liber să ne, cât am voit eu să-ți adun fișe, fișe, cum să adun coșca, pui sub aret. Nu? Dacă tu n-ai voit, celălaltul cu tine chip, nu poate să te mântuiască fără colaborarea ta. Eu vreau altceva să vă spun în legătură cu nașterea. Dacă mama din mamele astea, din cele... Ați spus câte generații sunt, nu? Așa-i? 42, da? Dacă una din ele ar fi întrerupt sarcina, ce s-ar fi petrecut? Cred că s-ar fi distrus tot. Păi? Când a fost la facultatea de medicină, a fost o conferință. Acolo, nu știu, câțiva medici, un parte blindarul de la urgență, la alte, totul săriță, alt doctor. Chiar și de, la prezidiu era acolo un doctor mare, catolic. Așa. Și s-a pus problema aceasta. Doctorița a susținut că dacă s-ar folosi mai multe preconcepționale sau anticoncepționale, s-ar înălțura avortul. Dar concepția creștină nu permite așa ceva. Mântuitorul, nu numai că a spus că mica viață să fie și mai mult să fie, dar mereu ne dă pildă copiii. Mereu, mereu, mereu. Nu numai că ne-ați fratii să vină la mine. Ați înțelegeți? Spune, din lucru ții ca unul din aceștia și el a venit tot așa smerit, blând și smerit și încânce smerenie, nu? Nu? Deci, cu Evanghelia asta a lașului, putem să ne luminăm și în privința asta, că se distruge nu numai succesiunea, ci un neam întreg se distruge prin aplicarea acestei metode. Mântuitorul nu numai că le dă pildă la toți și vorbește mereu de copii și mereu din nașterea din nou. Și cel mai, asta v-am spus-o de câteva ori, cel mai tânăr dintre apostoli a fost cel care l-a înțeles cel mai bine, pentru că el nu privea, nu supunea rațiunii și întrebărilor cuvântul Mântuitorului, cum spuneau ceilalți. Și Petru și ceilalți, Iacob, toți cei mai în vârstă, stai, Isaia a spus așa, Mântuitorul spune așa, Moisie a spus așa, Mântuitorul spune așa. E când el privea toate ca calea, adevărul și viața. Viața l-a înțeles și mai bine, scrie Evanghelia cea mai filozofică, cea mai luminoasă, cea mai, nu, profundă. Și se spune acolo spre sfârșit că el va rămâne până când va veni din nou Mântuitorul. Cum? Nu, aici vrea să spun Mântuitorul, nu că va rămâne. Dacă eu
aș vrea ca să rămâi. De ce te interesează? Mântuirea ta nu depinde de ce faci el. Fă tu ce trebuie. Pentru că noi, ortodoxi, interpretăm această întrebare. Mă iubești tu oare de trei ori? L-a întrebat lui Petru. Nu. S-a întristat Petru, că deși l-a întrebat a trei ori. Mă iubești tu oare? Aceasta noi interpretăm că Mântuitorul reabilitează pe Petru pentru greșeala mare care a făcut el, s-a socotit că îl iubește mai mult decât ceilalți. Mă iubești tu mai mult decât ceilalți, decât aceștia. Pentru că el când mi-a spus, Doamne, să luți deoparte, la departe Mântuitorul și-a spus, să nu te lași răstignit, să nu se întâmple una cu aceasta, nu? Mântuitorul a spus, să n-apaie mea satanul, nu? Da. Acum îl reabilitează, nu că îl pui primat, cum susțin biserica apușată, nu? Ei sunt puțin, mai puțin smeriți, să spunem așa. Eu nu-i compar și nu-i... Îi admir foarte mult, prin multe domenii, în ce privește organizarea, disciplina, educația, dar în ce privește înțelegerea adevărului, ei